însă. Cei doi patroni ai stației GPL de la Crevedia, audiați în această seară la parchet, au fost reținuți. Toate detaliile vin de la colega noastră Corina Martinski. Corina, bună seara! Bun găsit! În urmă cu scurt timp, procurorii parchetului general i-au reținut pentru 24 de ore pe cei doi. Sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. În această infracțiune intră inclusiv aceea de ucidere din culpă, pentru că știm foarte bine 5 oameni au murit în urma incendiului și exploziilor de la Crevedia. Mai pun procurorii de asemenea că s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și față de o persoană juridică, societate comercială, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Bineînțeles, vorbim despre firma care avea acea stație de GPL acolo. Și spun procurorii precizări importante cu privire la ce rol au avut practic patronii în ceea ce s-a întâmplat acolo. Rezultă că în perioada 30 septembrie 2020-26 august 2023 realizarea obiectivului de activitate și în interesul societății comerciale, spun procurorii, ca urmare a unei politici promovate de către factorii decizionali din structura de conducere a acesteia, respectiv cei doi inculpați pe care i-am văzut de altfel aduși cu duba la parchetul general, societatea comercială a funcționat în mod sistematic prin încălcarea repetată a dispozițiilor legale privind derularea operațiunilor de alimentare, transport, transvazare și depozitare cu combustibil GPL. Iată că au ajuns la această concluzie procurorii după ce au ridicat mai multe documente și au făcut percheziții inclusiv la sediul acestei societăți comerciale. Acest fapt, spun procurorii parchetului general, a creat premisele izbucnirii acelui incendiu din data de 26 august, respectiv urmat de acele explozii, și vă spuneam, 5 persoane au murit până acum și peste 50 au fost rănite. Ei urmează să fie scoși în scurt timp de la parchetul general și duși în arest în această seară și cel mai probabil mâine procurorul decide dacă îi va duce la judecător cu propunere de arestare preventivă sau dacă vor fi din nou chemați în fața procurorului de caz pentru o măsură mai blândă. Vă reamintesc informația momentului, cei doi patroni au fost reținuți pentru 24 de ore. Corina Matinski, mulțumim pentru aceste amănunte.